Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi. Alegerea prietenilor. Nu te amăgi gândind că poți pluti dus de curentul lumii acesteia, că îți poți face toate poftele și totuși să ieși victorios. Textul de memorat îl găsim în Proverbe, capitolul 12, cu versetul 26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce la rătăcire. A fost o perioadă când fiul lui Ellen White, Willie, frecventa cursurile colegiului Battle Creek. Părinții lui erau departe de casă, consolidând și înființând biserici în California. Pentru prima dată, pentru o perioadă mai lungă, Willie era pe cont propriu. Se simțea singur și credea că nu are prieteni adevărați. Tu te-ai simțit vreodată așa? Dacă da, ar fi bine să știi că singurătatea poate fi de fapt o binecuvântare pentru noi. Într-o scrisoare, mama lui Iulie i-a explicat acest lucru în felul următor. Sentimentele tale de neliniște, de dor de casă și de singurătate ar putea să fie spre binele tău. Tatăl Ceresc vrea să te învețe să găsești în el prietenia, dragostea și consolarea care să-ți împlinească cele mai sincere speranțe și dorințe. Singurătatea ne poate învăța cum să devenim prieteni cu Dumnezeu. El vrea să fie prieten cu noi. Iisus a spus, Ioan 15 cu 15, v-am numit prieteni. Faptul de a fi prieten cu Dumnezeu rezolvă multe dintre problemele vieții. De exemplu, înlătură acel sentiment intens al singurătății care prea adesea duce la prietenii problematice. Daniel trebuie să se fi simțit foarte singur când a fost luat cu forța din familia sa și făcut rob în palatul lui Nebucadnețar. În palat erau mulți tineri inteligenți și prietenoși. Ar fi fost ușor pentru el să-și facă prieteni. Este foarte interesant că atunci când Biblia vorbește despre prietenii lui Daniel, pe listă sunt doar 3 nume. Daniel 2 cu 17 și 18. Apoi, Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. Acei tovarăși apropiați ai lui Daniel erau bărbați ai rugăciunii și oameni principiali. Poți citi despre ascultarea lor credincioasă în capitolul 3, chiar și când Daniel nu era prin preajmă pentru a-i încuraja. Atunci când Daniel a mers să-i găsească pe acești bărbați, i-a găsit în casa lui. Poți fi prietenos cu tot felul de oameni. De exemplu, Daniel a fost prietenos cu Arioc, Melsar și Ashpenas. Iisus a fost prieten cu păcătoșii. Când oamenii îi vorbeau urât, unul dintre lucrurile rele care se spunea despre el era că e prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Luca 7:34. Dar Daniel și Iisus erau foarte selectivi când venea vorba de alegerea prietenilor apropiați pe care îi considerau chiar mai apropiați decât propria familie. Proverbe 12:26. Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Prietenii apropiați au o influență profundă asupra noastră, fie spre bine, fie spre rău. Moise a menționat prietenii apropiați într-o listă cu care ne pot aduce în stare să păcătuim. Deuteronom 13 cu 6 și 8. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul pe care îl iubești ca pe tine însuți, te atâță în taină, să nu te învoiești și să nu-l asculți. În Scriptură, persoanele care și-au ales cu grijă prietenii le-a fost mai ușor să facă binele decât celorlalți. Ai și tu prieteni precum prietenii lui Daniel? Prieteni care se roagă cu regularitate? Prieteni care fac ce este bine, chiar și când ceilalți fac ce este rău? Dacă ai un astfel de prieten, păstrează-l. Și dacă nu ai, ia decizia de a deveni prieten mai bun cu Dumnezeu prin rugăciune zilnică și studiu biblic. Pe măsură ce devenim prieteni, tot mai apropiați cu Dumnezeu, El ne face cunoștință cu alți prieteni de-ai săi. În vremuri bune, îți găsești ușor prieteni. Fiul risipitor a aflat că oamenilor le place să fie prieteni cu cei care sunt bogați și populari.
Am mai aflat și că nu putem ști cu adevărat care sunt prietenii noștri adevărați, decât atunci când ne confruntăm cu probleme. Proverbe 17:17. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Când Iov era un fermier prosper, părea să aibă mulți prieteni care îl respectau, dar când a pierdut totul, prietenii lui au dispărut. Poate că nu au știut ce să-i spună, poate că nu le-a păsat, poate că unora le plăcea să-l vadă suferind. Iov 16:20, 19:14 și 19. Prietenii mei râd de mine, rudele mele m-au părăsit și cei mai de aproape ai mei m-au uitat. Aceia în care mă încredeam mă urăsc, aceia pe care îi iubeam s-au întors împotriva mea. Au fost însă trei prieteni care au venit să-l viziteze pe Iov și să-i aline durerea în necazurile prin care trecea. Nu erau pregătiți să vadă starea mizeră în care ajunsese Iov, nici măcar nu l-au recunoscut. Nu se poate ca cineva să aibă atâta succes ca Iov și să nu aibă dușmani invidioși. Dar ce l-a rănit cel mai mult pe Iov a fost că rapoartele false ale dușmanilor i-au influențat chiar pe acei trei prieteni care i-au repetat zvonurile lui Iov într-o încercare de a-l ajuta. Dar în loc să îl ajute, acuzațiile false și lipsa de înțelegere a prietenilor săi bine intenționați nu au făcut decât să-i sporească chinurile. Mângâieturi supărăcioși, i-a numit Iov. Când își pierduse toate posesiunile și copiii și când era uitat de prietenii săi de pe pământ, Iov știa că are un prieten în Dumnezeu. El a exclamat, Iov 13:15. Da, mă va ucide, n-am nimic de nădăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Iov ne reamintește că nu ne putem baza pe faptul că prietenii apropiați ne vor înțelege întotdeauna. Doar Dumnezeu ne poate înțelege perfect, iar Dumnezeu este un prieten de nădejde. El a auzit rugăciunile lui Iov, i-a văzut lacrimile și la momentul potrivit i-a răspuns. Apoi, Iov a făcut pentru prietenii lui ceea ce ar fi trebuit să facă ei pentru el. S-a rugat pentru ei. Atunci s-a întâmplat ceva uimitor. Iov 42:10. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Deși trebuie să fii prietenos cu toată lumea, nu poți fi prieten cu toți. Solomon ne avertizează că devenim asemenea prietenilor noștri apropiați. Proverbe 22:24 și 25. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Pavel are un sfat asemănător pe care este important să-l urmăm îndeaproape. 1 Corinteni 5:11. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că își zice frate, totuși este curvar sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau hrăpăreț. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Spre bine sau spre rău, prietenii apropiați ne șlefuiesc caracterul. Devenim asemenea lor. Legătura care unește inimile umane este una plină de mister, dar pe măsura puterii sale va fi și influența pe care un prieten o va exercita asupra altuia, spre bine sau spre rău. Poate că nu ne exercită o influență conștientă, dar sentimentele, gusturile și principiile se întrepătrund strâns. Precum ceara păstrează imaginea sigilului, așa mintea reține amprentele lăsate de prietenii. Să ne alegem prieteni buni și să alegem să fim prieteni buni. Adesea prieteniile sunt superficiale și ușor de pierdut. Prieteniile adevărate și de durată sunt de fapt mai rare decât ne putem închipui. Prea adesea, un prieten dispare chiar în momentul în care este cea mai mare nevoie de el. Ellen White a trecut prin această experiență a pierderii prietenilor când a suferit o lovitură la față, în urma căreia chipul i-a fost afectat și și-a pierdut frumusețea. Cât de schimbătoare au fost prietenile camaradelor mele. Totuși, acele colege de școală nu se deosebeau de majoritatea oamenilor din lume. O fată drăguță, o rochie frumoasă,
îi atrag. Însă dacă o nenorocire face să dispară aceste lucruri, prietenia cea fragilă se răcește sau se rupe. Însă când m-am îndreptat către Mântuitorul meu, El m-a mângâiat. În necazul meu, l-am căutat pe Domnul cu seriozitate și am primit consolare. Am simțit asigurarea că Domnul mă iubea chiar și pe mine. În timp ce există prieteni superficiali, există totuși și prieteni loiali. Biblia dă exemple de persoane care au avut parte de prietenii adevărate și durabile. Poate că cea mai cunoscută este prietenia dintre David și Ionatan. Prietenia lor a început în ziua în care David l-a omorât pe Goliat. Ionatan fusese de față și cel mai probabil și-a amintit de momentul în care Dumnezeu l-a folosit pe el pentru a-i elibera pe israeliți de filisteni. Ionatan a văzut că David avea același zel și curaj ca el și că îl iubea ca și el pe Dumnezeu. 1 Samuel 18:1. Sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. Prietenia a continuat chiar și după ce tatăl lui Ionatan, regele Saul, a devenit invidios pe David și și-a propus să-l omoare. Ionatan i-a salvat viața lui David de mai multe ori, iar când Saul îl urmărea pe David, Ionatan a încercat să-și încurajeze prietenul. 1 Samuel 23:16. Atunci, Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Regele Saul a încercat să-l umple pe Ionatan cu ura și invidia pe care le simțea pentru David. Odată, i-a spus nervos lui Ionatan că dacă David nu era omorât, Ionatan nu ar fi putut deveni rege. Dar prietenia lui Ionatan era una autentică și a refuzat să participe la încercările tatălui său de a-l urmări și a-l ucide pe David. Această prietenie profundă s-a sfârșit când Ionatan a fost ucis în luptă. David a jălit moartea prietenului său apropiat. Această împrejurare ne reamintește faptul că cea mai bună și mai importantă prietenie pe care o putem avea este prietenia cu Dumnezeu, deoarece nici moartea, nici distanța nu ne pot despărți de El. Romani 8:38-39, căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Mai târziu, David avea să arate cât de profund era angajamentul lui față de Ionatan prin faptul că a avut grijă de fiul paralitic al lui Ionatan, Mefiboset. La fel cum Ionatan s-a dovedit a fi loial lui David, atunci când acesta avea puțin prieteni, David a dovedit acum că prietenia lui cu Ionatan nu fusese doar un lucru de conveniență pentru el. L-a cinstit pe Mefiboset până acolo încât i-a dat un loc la masa lui. Istoria lui Ionatan ne învață să alegem ca prieteni apropiați doar pe aceia care sunt consacrați Domnului. Istoria lui David ne învață cum să fim acea persoană pe care ceilalți să o aleagă ca prieten. Deși trebuie să fii prietenos cu toată lumea, nu poți fi prieten cu toți. Fiți binecuvântați și înțelepți să știți cum să vă alegeți prietenii, cei pe care Dumnezeu iubește și cei care îl iubesc pe Dumnezeu. La rândul vostru să fiți un prieten deosebit, care îl onorează pe Dumnezeu mai înainte de toate. Domnul cu voi!